Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu! Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei aflați într-un trio. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot, ce mesaje au pentru cei aflați într-un trio amoros. Fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot, ce mesaje au. Ce crede persoana dragă, ce planuri are, ce își dorește, pe cine alege, da? Ce simte. Haideți să vedem ce se întâmplă și ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei aflați într-un trio. Ok, avem energia dumneavoastră, prima carte va fi a dumneavoastră, nouăle de cupe, ok, energia partenerului, partenerei, regele de cupe, wow, emoție, multă emoție aici și cea de-a treia energie, doi de săbi. Se pare că această persoană se simte blocată, cea de-a treia energie, da. Dumneavoastră vă simțiți bine, da, aici cu nouăle de cupe, sunteți bine în această relație, sunteți împliniți, da, partenerul vă este alături, cu toate că a jonglat poate, sau există o persoană care nu renunță atât de ușor la această persoană, poate este o persoană din trecutul a treia energie, da, se pare că persoana dragă posibil să se fi despărțit de cineva, dar această persoană să nu renunțe atât de ușor, da? Să nu renunțe. Se simte blocată această persoană. A treia energie se simte blocată. Nu știe ce să facă. Ia să vedem. Dumneavoastră. Valetul de bâte. Comunicați, acționați. Sunteți plini de energie, de pasiune. Da? Comunicați cu această persoană. Sunteți deschiși. Ia să vedem, cea de-a doua energie, partenerul, partenera, da, șase de cupe. Se pare că este o relație de suflete pereche aici. Unii dintre voi aveți o relație de suflete pereche. Această persoană vă mărturisește că vă iubește, vă este alături. Ține la dumneavoastră. Ia să vedem, a treia energie. Manifestă. Manifestă dorința de a fi cu această persoană. Doar că această persoană nu vrea să mai aibă de-a face cu a treia energie. Își dorește familie, își dorește copii cu dumneavoastră sau aveți deja copii cu această persoană. Nu poate să se desprindă de dumneavoastră doar pentru de dragul acestei persoane, acestei energii. Energia a treia, da, nu se poate desprinde de dumneavoastră, nu poate pleca de lângă dumneavoastră. Știe că acolo are totul, are familie, are iubire, are susținere. Ia să vedem, dumneavoastră, cavalerul de cupe, da? Veniți cu o ofertă din nou. Nu știu, dumneavoastră vă exprimați sentimentele, sunteți sinceri, iubiți sincer această persoană. Sunteți acolo pentru el, ea, da, deci sunteți în preajma acestei persoane, indiferent de situație, sunteți, susțineți această persoană, îi declarați sentimentele, sunteți foarte sincer, persoana dragă, 8 de monede, muncește această persoană, muncește, își dorește, da, este cu dumneavoastră, muncește aici, vă este alături, susține această familie sau această relație care o are cu dumneavoastră, da, își dorește foarte mult. Da. Ia să vedem. Cea de-a treia energie. Trei de monede. Se pare că această persoană posibil să fie de la locul de muncă, să lucreze cu persoana dragă a dumneavoastră, da? Posibil, da, la locul de muncă să fi cunoscut această persoană și să acum să fie destul de greu să renunțe la ea. De fapt, a treia energie este prinsă de această persoană. Persoana dragă, să știți că nu are treabă.
Adică chiar dacă a avut ceva cu această persoană, nu vrea să renunțe la dumneavoastră. Da? Ia să vedem, dumneavoastră, 6 de băte, wow, aveți o victorie, un succes, foarte frumos. Este ceva care vă încântă, da? Aveți așa o aură de străluciți, sunteți bine cu voi, da? Cu voi însuvăți. Foarte frumos, o energie foarte frumoasă aici. Se pare că această energie de trio, da, nu este chiar atât de rea, ca să zic așa. Persoana dragă, regina de cupe. Da, și această persoană, fiind aici regele și regina de cupe, vă consideră partenerul, partenera ideală. Deci aici este vorba despre un cuplu. Chiar dacă, poate, persoana dragă, dar, nu știu, tind să cred că este cu totul altceva aici. De fapt, este vorba că cineva de la locul de muncă, persoanei dragi, da, fie el, fie ea, da, cineva de acolo a pus ochii pe această persoană și manifestă dorința, adică acceptă să fie chiar și într-un trio, adică acceptă să fie și cu dumneavoastră și cu ea sau el, da, adică manifestă, își dorește foarte mult această persoană să fie implicată în relația pe care dumneavoastră o aveți. Îi place de partenerul, partenera pe care o aveți. Ia să vedem. Cea de-a treia energie. Da, este o persoană cu strategie aici. Regina de săbii. O persoană rece, detașată, dar și cu propriile strategii. Parcă își face o strategie această persoană. Parcă și cumva și își face un plan de a interveni în relația pe care o aveți. Posibil să fie gemeni balanță vărsător în unele cazuri, da? Nu este obligatoriu gemeni balanță, vărsător, rac pe scorpion, să aveți de-a face partenerul, partenera să fie zodii de apă, da, de pământ, taur, fecioară, capricorn, dumneavoastră, la fel, gemeni, balanță, nu, da, posibil să aveți de-a face cu aceste zodii, rac pe scorpion, taur, fecioară, capricorn, leu, berbec, săgetător, da, cam toate zodiile sunt aici în această etalare. Dar este aici cineva care are un plan, un plan de a intra în această relație pe care dumneavoastră o aveți solidă. Să știți că și partenerul, partenera vă iubește sincer. Doar că există o a treia energie aici care indirect, ca să zic așa, a intrat pe sub pielea partenerului sau partenerei, dar nu, această persoană nu are intenții serioase, da? Ia să vedem. Următoarea carte, dumneavoastră, 5 de săbii, simțiți așa oarecum o presiune pe voi, da? Parcă simțiți că ceva este în neregulă, 5 de săbii aici, vă simțiți neîndreptățiți într-o anumită situație, da? Parcă simțiți că ceva se ascunde, este ceva neclar aici, neștiut, da? Aveți intenția, wow, diavolul, partenerul, partenera, da, se lasă manipulați, zodia Capricorn, foarte accentuat aici. Zodie de pământ, se lasă manipulată această persoană. Sau poate este egoistă, da? Are un ego foarte mare. Parcă n-ar vrea să renunțe nici la dumneavoastră, da? Parcă apare aici o luptă de putere, cine să conducă relația. Simt nevoia să spun acest lucru. Ia să vedem. Cea de-a treia energie câștigă această bătălie? Nu. Intră așa în eremitul, da? Intră într-o zonă de blocaj, pot să zic, este ceva aici care caută informații, caută soluții, da, încă stagnează această persoană, stă pe loc, da? Se pare posibil, da, nu este pentru toată lumea acest mesaj, posibil să aveți de-a face cu zodia fecioară, da, ca persoana cealaltă să fie din zodia fecioară, această persoană investighează sau intră în această zonă de se izolează această persoană. Parcă îmi vine să spun aici că persoana dragă, da, dumneavoastră, fie el, fie ea, parcă această persoană vrea și pe dumneavoastră, da, dar vrea și această persoană, cea de-a treia energie, da, dar această a treia energie se pare că se izolează, se blochează, nu știe ce să facă pentru că știe
Această persoană știe și este conștientă că, da, se bagă într-o relație sau într-o căsnicie, da? E cam, persoana dumneavoastră dragă nu este corectă aici. Deși a apărut în cărți că poate, da, la început de relație sau de căsnicie, da, a fost corectă această persoană, a fost model, da? Dar se pare că cam această persoană manipulează lucrurile în favoarea sa, da? Le jonglează în așa fel încât să fie în favoarea a lui sau a ei. Dumneavoastră, marea preoteasă, wow, intrați într-o zonă de așa de mister, da? Parcă totuși încercați să investigați unii dintre voi, simțiți, da? Simțiți această energie, simțiți că ceva este neregulă. Că apar niște schimbări aici bruște, da, pentru unii dintre voi. Dintr-o dată această persoană devine așa secretoasă, parcă este melancolică, parcă este axată mai mult pe muncă, da, parcă vă spune că vă iubește, dar parcă nu vă și arată, da, simțiți că este o energie aici, ceva se ascunde. Și căutați răspunsuri unii dintre voi. Căutați răspunsuri, ia să vedem despre ce este vorba, persoana dragă, valetul de monede. Da, este aici ceva la început, dar această ofertă este către cealaltă persoană, cea de-a treia energie. Își dorește și cu cea de-a treia energie o relație, așa măcar, să fie acolo, să nu plece, să nu abandoneze, da? Să fie între două persoane, dar se pare că cea de-a treia energie, moartea, își dorește să închidă acest capitol. Deci această persoană nu își dorește să fie a treia, da? Nu-și dorește să fie o roată de rezervă, ca să zic așa. Da. De aceea se simte izolată, de aceea se simte blocată această persoană, nu vrea să fie luată așa. Nu, renunță, închide capitolul cu această persoană. Nu-și dorește să meargă mai departe. Caută soluții cumva să scape de, posibil să lucreze în același loc și cumva încearcă să găsească soluții să, chiar dacă lucrează, da, sau muncesc în același loc de muncă, cumva încearcă să evite această persoană, să caute soluții, cum să evite să nu mai aibă de-a face cu ea dumneavoastră. Faetonul, zodia rac, accentuat destul de mult aceste zodii de apă, da? Dumneavoastră plecați, aveți un succes la un drum, da? Poate aici este și o chestie de cultură, noastră poate sunteți de altă religie, în unele cazuri, sau aflați că partenerul, partenera, da, este de o altă cultură, de o altă religie, în unele cazuri. Nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj, dar aveți un succes aici. Vi se îndeplinește o dorință, ceva, la drum, plecați, călătoriți, faceți o deplasare care va duce o victorie, o reușită. Ia să vedem despre ce este vorba, partenerul, regina de bâte, da, regina de bâte se mai spune în tarot că este amanta, da, deci se pare că această persoană, da, este aventurieră așa, da, deci nu este stabilă, acționează la impuls, își dorește, face totul așa pe repede înainte, este o persoană care acționează la impuls, la dorință, pasiune, emană foarte multă pasiune, dorință de a explora, da? Această persoană își dorește să exploreze. Iar cea de-a treia energie, wow, turnul, da, e cea de-a treia energie, este hotărâtă să renunțe. Deci nu, chiar dacă această persoană va încerca să revină înapoi, da, să cumva să o aducă înapoi pe cea de-a treia energie, nu va putea. Această persoană este hotărâtă să renunțe, da? Se pare că aici dumneavoastră sunteți persoane care sunteți casnice, care sunteți de familie, de casă, da, munciți, sunteți acolo omul de sacrificiu, baza relației, dar partenerul jonglează, partenerul sau partenera, da, este mai aventurieră, da, nu ia lucrurile atât de în serios pe cât ar părea sau pe cât ar arăta această persoană. Dar să știți că rămâneți cu această persoană pentru că cea de-a treia energie se retrage singură. Nu va dura această relație, ca să zic așa. Nu. Nu, această persoană nu va accepta să fie roata de rezervă sub nicio formă.
ce-i drept, această persoană nu se poartă urât cu dumneavoastră, dar pur și simplu are această înclinație, se simte atras de această persoană, de a treia energie. Este cineva care pur și simplu îi atrage atenția și îl face să vină spre această persoană, dar nu va merge, nu va merge această relație, să zic așa, pe ascuns, nu va funcționa. Sau posibil pentru dumneavoastră să fiți cea de-a treia energie, da? Ca cei doi să fie o relație, da? În unele cazuri, da, pentru că aici și cu Marea Preoteasă, posibil ca dumneavoastră să fiți cea de-a treia energie, da? Să fi fost, da, cu dumneavoastră în relație, să-și dorească și chiar își dorește această persoană relație cu dumneavoastră. Energiile se schimbă aici. Sunt două variante, da? Dar tot cu dumneavoastră va rămâne această persoană. Da, să știți, tot cu dumneavoastră va rămâne. Deci nu, chiar dacă se schimbă rolurile, dar să știți că cu dumneavoastră, pe dumneavoastră va alege. Va alege. De fapt, sunteți acolo pentru ei, pentru ele, da? Fie partener, parteneră, da? Sunteți acolo necondiționat pentru aceste persoane și nu poate să renunțe la dumneavoastră. Chiar dacă a fost atras sau chiar dacă a avut o relație mai de lungă durată cu cea de-a treia energie, renunță, renunță, nu vrea să. De fapt, cealaltă energie renunță, iese singură din ecuație. Da? Da, este o energie aici destul de. Trei de săbi, ia sfârșit, un final la baza pachetului. Da, doi de cupe, da, ia final o trădare, o suferință. Aici doi de cupe, foarte frumos. Vă reuniți, vă uniți destinele, un nou început, da, nebunul. Foarte frumos, o luați de la capăt. O luați de la capăt, vă dați seama că sunteți suflete pereche, da? Acest final vine așa, se clarifică o situație, da, se încheie, i-a sfârșit o suferință. Acum toată lumea va rezona cu mesajul, bineînțeles. Poate nu a fost nevoie neapărat să suferiți. Poate aflați pe parcurs dacă a existat și această persoană, doar că s-a sfârșit, da? A luat sfârșit relația sau, nu știu, cea de-a treia persoană a plecat singură, da? Singură, singur, da? Nu a renunțat pur și simplu. Da, o energie foarte frumoasă. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.